Noua biserică din satul Gura Mutrului a fost sfințită ieri 3 octombrie de către preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Credincioșii din sat, dar și din localitățile învecinate, au venit în număr mare la slujba de sfințire a bisericii. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Parohia Gura Mutrului este așezată sub purtarea de grijă a Sfintei Parascheva, care este și ocrotitoarea mănăstirii Gura Mutrului. Piatra de temelie a noii biserici din Gura Mutrului a fost pusă în data de 16 septembrie 2006, anul în care s-au împlinit 600 de ani de la trecerea în neființă a Sfântului Nicodim de la Tismana.